Cu bunăvoința părintelui Calistrat, ne aflăm în chilia Sfinției sale, aici la Mănăstirea Bârnova, și pentru că mulți din cei ce au ascultat predicile Sfinției sale nu știu cine este în definitiv părintele Calistrat, l-am rugat să ne povestească câte ceva din viața Sfinției sale. Sănătate la toți bucureștenii noștri care ne vizitează și pe care îi cunosc. Biografia mea nu este prea încărcată de glorie. În primul rând sunt tânăr și în al doilea rând am puțini ani în mănăstire. Deci definitiv am intrat în anul 1988, în luna februarie, deci când am venit și m-am spovedit ultima oară la Părintele Paisie Oloaru și el mi-a dat binecuvântarea și mi-a spus du-te acasă, fă-ți lichidarea, predă tot ce ai și vină la mănăstire. Dar legătura mea cu mănăstirea, deci pentru prima dată, a fost în anul 1975. Eram un copilandru când o femeie credincioasă de la noi din sat, care frecventa foarte des mănăstirea Siestria și era fiica duhovnicească a părintelui Calinic Lupu, un duhovnic foarte vestit din vremea aceea, alături de Părintele Paisie Oloaru, de Părintele Ioil Gheorghiu, care încreștinase, ca să spun așa, într-un cuvânt mai frumos, și adusese pacea și liniștea la multe familii din zona Bucovinei, pentru că el a stat o vreme la Mănăstirea Putna. Și atunci, pentru prima dată, când eu eram copilandru, am primit o carte micuță, bătută la mașină, o broșurică, Ispitirile Sfântului Antonie în lupta cu diavolul. Ei, când am citit prima dată cartea aceea, am fost tentat să mă apuc să fur de acasă 100 de lei, era din aia albaștri cu Bălcescu, și m-am dus în dulap unde știam că se țin banii și am îndoit alta în loc, adică era un fel de furt calificat. Am îndoit alta în două și am pus-o tot așa în teanc la jumătate ca să se ducă în eroare atunci când vor număra, că sunt toți, iar în momentul când vor crede că le-a lipsit una, să vadă că acea lipitură în două ar da tenta, că adică n-a numărat bine sau n-a fost aia pusă în fișic bine. Și am luat suta aia de lei în ideea de a merge la Mănăstirea Sihăstria cu acea femeie care mi-a promis că ea mă va duce la acel părinte Calinic și după aceea voi vedea pe părintele Paisie, pe părintele Cleopa, pe părintele Ioil. Întâmplător a făcut ca ai mei să umble de dată foarte recentă prin bani și în clipa când eu m-am cerut la Mănăstirea Sihăstria, ei mi-au dat niște explicații din astea de rigoare, adică cum eram în vremea aceea, nici post-comuniste, ca să spun, dar nici credincioase. Lasă, n-ai tu treabă cu călugării, sunt un fel de oameni ratați, nu au treabă cu societatea, ei se duc acolo, umblă dupoși, bărboși, umblă zoioși, murdari, au rosturile lor, ei au făcut păcate grele și stau și-și plâng acolo, păcate, tu ești un copil, ce să cauți la ei? Mai aveți frați? Da, mai am un singur frate care e căsătorit și are 3 copii. Noi am fost 2 de la mama mea, mama mea a murit când avea vârsta de 26 de ani, de o boală de plămân, un fel de cancer pulmonar în urma unei operații greșite. Și am rămas cu tata. Și tata nu că nu era un om credincios, era un om superficial, adică pe el nu l-a prea interesat problema religiei. Era o vorbă la cantimir, nici nu da cu barda în Dumnezeu, dar nici nu-l pieptăna, adică era prea pe din afară. Și atunci când eu am susținut în continuare ideea mergerii la Siestria, mi-a spus, zice, ia stai tu un pic să văd eu de unde ai tu bani ca să mergi la Siestria. Și atunci, probabil că numărând bani, mi-a spus, zice, dacă nu pui banii la loc, pleci de acasă. Și ca să nu apară că i-am luat eu de acolo, deci nu i-am mai pus în același loc. I-am pus undeva în dulap la întâmplare, ca și cum ar fi căzut. Și nu m-am mai dus. Și am rămas cu ideea aia de Siestria. Deci am terminat clasa 8, am dat la liceu, dar n-am călcat la Siestria niciodată. Și îmi făceam planuri, zic, când am să termin eu armata și am să am bani, am să mă duc eu singur cu banii mei la Siestria. Și așa a fost în anul 1985, pentru prima dată, deci am vizitat Mănăstirea Sihăstria pe banii mei, din banii mei de salar. Și primul lucru care l-am făcut, am mers la Părintele Paisie Oloaru și întâmplarea face că atunci când ne-am văzut prima dată, ei, veni dintr-o lume a tineretului,
Deci nu eram un boschetar, ca să spun așa, dar eram un om mai risip. Pentru mine balul era bal, hora, horă, nunta, nuntă, cumătria, cumătrie. La noi, la țară, se păstrau niște tradiții foarte frumoase, de la care eu nu lipseam niciodată. Adică, pentru mine erau așa un fel de parte sufletească, era ca o alcătuire, să spun, din mine. Nu simțeam eu bine să știu că la un vecin se cântă muzică populară sau se joacă, se dansează și eu se lipsesc de acolo. Bine, era ceva care nu-i în genul discotecii de astăzi, adică mama venea cu fata și o supraveghea, flăcăi erau în atenția femeilor și a bărbaților în vârstă să nu se bată, să nu facă trăsnă, era o oarecare disciplină. Se chemau clăci populare, de exemplu, se desfăca porumb, se scărmăna lână, se depăna ghemi, se torcea fuior, mai multe obiceiuri din zona de munte. Un lucru însă frumos care a schimbat, spune oarecum, atitudinea vieții mele, atunci când am dat ochi cu părintele Paisie Olaru pentru prima dată, el îmi spune mie întâmplător, zice, dar tu de ce stai singur și nu vii la mănăstire? Eu în ideea că aveam și fată cu care să mă căsătoresc, aveam 21 de ani, nici nu m-a interesat pe mine ideea. Deci nici nu m-a interesat pe mine ideea de mănăstire, nici măcar n-aveam noțiunea. Dar în mintea mea, în clipa când mi-a spus lucrul ăsta, eu n-am luat-o nici ca pe o minune, nici ca pe o enigmă. Am zis că el, fiind călugări, e obligat să spun așa, adică ca să atragă tineri la mănăstire. Și eu, dacă aș fi în locul lui, poate că aș face la fel. Ei, întâmplarea face că eu din 85 după aceea n-am mai călcat până în 86 la Săstria, următorul an, după ce am avut din nou timp liber. Și în vara lui 86, prin luna iulie, s-a făcut o excursie cu autocarul, cu preotul din sat. Bineînțeles că m-am înscris și eu, era ieftin pe atunci, 60 de lei. Vă dați seama ce înseamnă, da. Ce înseamnă acum, nici nu se mai numere. Da. Și am ajuns din nou. Și ca să mă cunoască după un an de zile și să-mi spună, zice, tu ai fost la mine anul trecut și te-am rugat să vii la mănăstire. Deci aștepți rugata a doua oară. Și atunci am rămas eu un pic mirat din ce motiv. Despre părintele Paisie Olaru să știa că este ușor surzit și orb. Oricum vedea el omul că a fost și a întrecut sau să-l țină minte de câte lume îi trecea pe mână. Și atunci am început să-mi pun ideea și noțiunea din mănăstire. Dar ideea propriu-zis, adică dacă cineva m-ar întreba ce m-a determinat să intru la mănăstire, aș putea să spun mai degrabă că nu m-a determinat vreun motiv particular sau vreun motiv sufletesc. Nu. După ce am fost la Sihăstria și mi-a plăcut enorm de mult, adică pentru prima dată când l-am văzut pe părintele Cleopa, ideea mea a fost asta. Zic, Doamne, nu-mi doresc altceva decât să ajung ca omul ăsta. Asta a fost prima mea exclamare în gândul meu. Era o zi frumoasă cu soare și el era sub carpă în sus, acolo de unde sunt arhondaricii noi acum, e un carpă cu bănci. Da. Și stătea în soare cu părul ăla galben frumos, cu fața aia roz, îmbrăcată în negru, cu o cârjă în mână și eu i-am zis de departe, să rămână părinte Cleopa, nu știam regulile astea călugării și el face, zice, băi, filozofului, băi, tu care ești acolo? Zic, nu sunt filozof, zic, eu sunt om de jos, zic, n-am decât 12 clase. Hai, vin încoace, stii blagoslovesc. Și mi-a făcut cruce pe cap, i-am pupat mâna. Pe urmă am auzit pe alții cum vorbeau cu termenii ăștia, cu preacuvioșia voastră, cu blagoslăviți, adică pentru mine erau niște termeni noi, mi se părea un fel de măscăriciuni în momentul ăla, neavând contact. Și bineînțeles, când am venit, până a venit al doilea an, am început să merg la Mănăstirea Putna, unde m-am împretenit foarte bine cu călugării de acolo. Și tot atunci, pentru prima dată, mi-am ales duhovnic pe părintele Pangu, care acum este mort, deci nu mai trăiește. A murit de o boală groaznică, edificatul, operat în spital. El m-a spovedit pentru prima dată și cu el am vorbit pentru prima dată în ideea de a merge la mănăstiri, povestindu-i deci exact mot-a-mot ce mi-a spus părintele Paisie, la care el mi-a spus, și dacă așa ți-a spus bătrânul, să vezi că nu ai să ai liniște până n-ai să mergi. Și, într-adevăr, după aia s-a născut și un fel de idee de a merge, dar și ideea de a merge înaintea altora, pentru că alți prieteni buni ai mei, când au aflat că eu vreau să merg, întâmplarea face că acum eu mă grăbeam să merg înaintea lor, chipurile să nu ajung ei înaintea mea, deci totuși să fiu primul. Și e o neputință, într-adevăr, de când sunt, mie mi-a plăcut să fiu tot primul, adică îmi place să-mi bag nasul peste tot. Asta e o neputință netratabilă, adică n-am să reușesc vreodată să... Eu dacă am văzut cu unul știe ceva, până n-am învățat, nu m-am lăsat. Dacă am văzut cu unul cunoaște ceva, până n-am învățat, nu m-am lăsat. Dacă am văzut cu unul citit ceva, până n-am citit și eu nu m-am lăsat. Dacă am văzut cu unul știe să joace mai bine ca mine.
Nu m-am lăsat nici eu până n-am învățat. Dacă am văzut cu unui bucătar mai bun, orice. Asta a fost așa un fel de, eu zic că e și un dar de la Dumnezeu, dar în același timp a fost și o voință mea. Adică mi-a fost de ajuns să văd un lucru și să știu să-l fac. Și când i-am spus lucrul ăsta, el mi-a spus, zice, eu ți-aș da blagoslovenie, dar știu, lași tu lumea, să te duci la mănăstire, zic, nu știu, să mă mai gândesc. Și într-adevăr, în iarna lui 86, am văzut la mănăstirea Purna când s-au călugărit doi băieți tineri, era monahul Antonie, care acum e protosimbiul la Sfântul Ioan, și protosimbiul Pantelimon, care acum e stareț undeva pe la un schid, prin zona Gura Humorului, la capul câmpului. Și am văzut când i-a călugărit pe ei. Ei, mi-au plăcut extraordinar de mult. Eu n-am văzut în viața mea o călugărie și atunci mă rugam eu în sânia mea, zic, Doamne, vreau să fiu vrednic din momentul ăsta. Și o rânduit Dumnezeu când iarna lui 87 m-am dus din nou la Siestria, am stat vreo săptămână, două de acomodare, mi-am luat concediu să văd dacă îmi place și ca să fiu sincer, nu mi-a plăcut. Mi s-a părut greu. Dar după ce am terminat alea două săptămâni de acomodare și am văzut eu într-un fel așa ce, totuși, ce mojiceală e la mănăstire, hâială multă, treabă multă, ascultare multă, îmi plăcea la biserică, dar la biserică mergea așa, când aveai timp, cum să spun, deci devenea un fel de hobby biserica, adică dacă poți să prinzi cumva, știi, nu că cineva vine, asta e marea drama tinerilor. Au ideea că la momentul intrării în monahism se pune un pat de puf, un braț de cărți, o cameră bine aerisită și încălzită și nu face altceva decât studiezi și filozofie, să muncești, de să rodează oasele, adică Pavel spune, zice, cine nu muncește, nici să nu mănânce. Și după, deci după alea două săptămâni mi-a cam pierit pofta din mănăstire. Am zis că știu eu, zic, băi, dacă ăștia mă pun așa până ai murit, tot muncă, nu cred eu că e din mine. Dar când am plecat, după ce am terminat de stat alea două săptămâni, m-am dus la părintele Paisie Olaru și am spus că eu știu că Părintele Paisie, dacă am să am eu răbdare, e cam greu, zic, eu am servici bun. Eram un amărât și eu de economist într-o fermă vegetală și tehnician cu chimizare. Eu am acolo servici de birou, lumea mă respect, vorbește cu mine frumos, vin aici la tăia lemn, vin aici la cărat lemn, la câte aveți pe aici. Și el mi-a spus, zice, iară să te pună și la vaci, și la oi, și la bucătării, și la trapeze. Singurul lucru care l-am însemnat, deci după intrarea în mănăstire, imediat în primăvară, când am venit atunci în februarie, a fost faptul că exact așa au urmat ascultările cum mi le-a dat. Deci întâi m-au lăsat la oi vreo 9 luni de zile, 8 și jumătate. După aia am stat tot 89 și 90 la vaci până în toamnă, aproape 2 ani, fără un pic. Deci am prins două veri, două ieri. Deci două sezonuri de antrenor, așa, Ana, cum să spun. Și după aia, când s-au deschis, m-au dat la trapeze, bineînțeles, am stat atunci vreo două săptămâni și nu le-a prea plăcut programul, eu eram ca rigorist, la birou, la Siestria se obișnuia o rânduială. Fiecare mânca, deci afară, după ce mânca soborul, părinții care erau din, era tot felul de muncitori, că acolo e mult șantier. Fiecare când îi... Venea lui prin cap, venea și mânca. E, și eu m-am învățat, zic, dar stai că eu am și program de rugăciune și de biserică. Și ca să pot să prind două ore de schimb la psaltiri în biserică, când se termina de servit masa la ora două, răsturnam toată mâncarea la restul și când mai venea muncitoare de ăștia, uitați, de pideală, nu știu, zic, s-a terminat. Și m-a schimbat de acolo, cum o mai lăsat. Adică și-o dat seama că e ceva la mijloc. După aia m-a dat la bucătărie, am stat vreo două săptămâni, lucru unde mi-a prins bine că am învățat să fac mâncare cu un bucătar foarte bun, părintele Ioachim. Și de acolo, după aceea, m-a dat din nou la vaci și am stat până în septembrie 90, deci când am plecat la Mănăstirea Dragomirna, unde am stat un an de zile cu un preot, fostul stareț de aici, Antonie. Iar din 91, în momentul când s-a deschis Bârnava din mai, deci în mai s-a deschis ea, în iunie, la sfârșitul iunie, începutul iunie, înainte de Sfântul Ilie, am venit noi aici. Deci și de atunci sunt aici. Dar momentul călugăriei a fost de Sfântul Andrei în 89, chiar înainte de Revoluție. Și da, nu mi-ar fi rușine să o spun și asta, eu fiind cam acustic, așa cam lung la limbă, mie nu-mi plăceau anumite lucruri care le vedeam că au altă culoare decât culoarea călugărească. Și atunci am mai ripostat, am mai, nu, că am protestat. Efectiv,
ce nu mi-a convenit, i-am spus, domnule, asta mi se pare cam necălugărească. Și atunci, sigur că am venit aici la Bârnova, că aici nu aveam la cine protesta și comenta, că pereții erau singuri, eu eram singur, deci eu vă, cum să spunem, popor o vorbă, eu executam, eu comandam, deci... Ați fost singur prima dată noastră? Cu fostul stareț, cu Antonie, deci am fost trei și unul au plecat și doi am rămas. Iar după aceea, Bârnova au cunoscut o perioadă din florire, spun eu de ce spun din florire, poate pentru alții nu-i din florire, dar eu o consider din florire pentru că am venit doi ieși, iar în 93 eram deja 7 și iar în 94 am fost 32. Deci a fost perioada cea mai, zic eu, cea mai de apogeu. Când eram și preot, deci în anul ăla m-aș făcut preot la 16 februarie 94 în Catedrala Metropolitană de la Iași, Preasfințitul Calinic Botoșănean. Eu am stat mulți ani diacon, ca să pot să-l învăț bine pe toate. Deci am stat din 90 diacon din de pe 18 octombrie, chiar în ziua morții Părintelui Paisio la Romohirotonit Preasfințitul Pime, și am stat diacon până în anul 1994, deci în luna februarie, când Preasfințitul Calinic, întâmplător, ne-am întâlnit odată și mi-a spus, zice, știi că în altul ți-a aprobat hirotonia preot, zic, parcă n-aș crede, zice, hai să-ți arăt. Și țin și acum aminti numărul de adeverințe, 3650 de ani. Și zice, vii miercuri să te fac, că știi tu că ce e lăsat, e bun lăsat. Și m-a făcut, aveam, deci la vremea aia aveam aproape 27 de ani. Deci aveam 21 de ani jumate, aproape 22 când am intrat la mănăstire. Aveam cam 24 când eram mare duhovnic la mănăstirea Dragovienda. Și 26 de ani și jumătate, aproape și 7 când am intrat la mănăstirea Bârnova. Singura bucurie sufletească care pot să spun cu am este asta. Eu m-am apucat așa de la sine putere. Știam și citisem suficiente cărți, citisem Pedalionul Sestrie după două ori, citisem Canoanele Bisericii de Dron, citisem Pravila lui Sachelari, care este extraordinar de complete, și eu m-am apucat de spovedit de tânăr, dar cum? Un carnețel lângă mine. Și când întâlneam lucruri care mi-erau foarte greu de a le putea pune, de a le pune într-o rândeală, ce făceam? Imediat o ștergeam la siestria, Părinte Cleop, aici cum e? Părinte Cleop, aici cum e? Părinte Cleop, aici cum e? Părinte Cleop, aici ce să fac? Ce să fac? Ce să fac? De lucru care nu vi l-am menționat, eu am avut vreo 4 duhovnici. Deci cât am stat în lume, m-am spovedit la Părintele Pamu. La o plecare a Părintelui Pamu, nu știu unde, în Sfântul Munte, sau nu știu unde a avut el o ieșire de câteva luni, m-am spovedit la bătrânul Iachim, starețul Putnii, un om sfânt, atâta pot să spun, și-a murit frumos, ca Ștefan s-a văit un scaun. După aceea, m-am spovedit la Părintele Varsanofie vreo 2 ani, poate că l-ați cunoscut de la Mănăstirea Siestria, poate că m-ați auzit de el, era ușă în ușă cu Părintele Cleopa, iar la tunderea în monahism și eu încăpățânat și plin de mândrie, că așa e călugări înainte de călugării, să îmbracă haina mândrie, cum tras mereni, eu am vrut neapărat luat sub mante de Părintele Cleopa. Dar întâmplarea au făcut să fim călugăriți doi odată. Eu mai am un frate de călugărie care îl cheamă Serafim. Și Părintele Cleopa era lui duhovnic și mie duhovnic. Dar bătrânul Varsanofim fusese mie deja duhovnic până la Revoluție, până în 90. Și nu-l schimbasem, încă, dar dorința mea era să mă ia tot Părintele Cleopa. Și atunci s-a făcut un pic de, să spunem așa, de mic compromis și Părintele Cleopa au spus, hai băi să îi împăcăm pe amândoi, să nu se supere niciunul. Dacă eu pe amândoi, zice, cade Cleopa în mândrie. Vorba lui, că văd că nu Cleopa nu se chinuia cu așa ceva. Dacă nu-l iau, se supere. Zice, uite mai Varsanofii, băgăm la mijloc pe amândoi și zice, tu ții de un capăt de mante și eu de un capăt de mante și îi luăm amândoi. Și am avut doi naști călugării. Deci am avut și pe Părintele Varsanofii și pe Părintele Cleopa. Adică am avut și jumate de mamă și jumate de tată. Și e drept pentru faptul că am fost prea smerit. Am avut multe ispite în viața călugărească, dar mi-a folosit la următorul lucru. Mi-a folosit cum o călime. Adică la momentul când Părintele Cleopa au plecat, pentru că el mi-a rămas duhovnic până în clipa când a murit, întâmplarea au făcut să-l vizitez ultima oară. Am și o casetă video la un băiat din București, care e notar undeva prin Unirii.
Eram amândoi cu o cameră din asta de video de mână foarte frumoasă, elegantă, modestă, adusă de prin Germania, în care avem tot discursul acela când ne-am întâlnit pentru ultima, penultima dată în luna lui mai, erau cireși înfloriți la Constantin și Elena și parcă acum văd că în momentul când am ajuns la el, stătea pe cer dacă îl bătea razul soarele în față și am zis, blagosloviți preacuvioasă pentru Cleopa, părinte Calistrat păcătosul de el de acolo, măi, dragul mami, nu te-am mai văzut de astăzi iarnă, de la postul Crăciunului, ce mai faci, hai să mai stăm din vorbă. Și ne-au povestit că e bolnav, că doare urinic, ne-au povestit că mai are criză, că se mișcă mai greu, toate alii bătrâneți așa și era el bucuros așa că a venit primăvara și a venit iară căldura și poate să mai miște. Și în septembrie tot așa am dispărut odată fără urmă, fără să-și dea nimeni seama, m-am mai dus încă o dată tot așa la spovedit și atunci am apucat să vorbim aproape vreo două ori numai despre rugăciunea lui Iisus. Am zis, părinte, faceți un efort și ne povestiți așa cum ne povesteați prin anii 87, 88, 89, când erați tare. Deci ia ca măi băieții, ca mâinii morți și hai să-ți povestesc. Și am stat, eram doi inși încă cum părinte Serapiuan, care acum e în altă parte, și cu un domn care era șofer, un băiat Sorin, și ne-au vorbit vreo două ori numai despre rugăciunea lui Iisus. Și întâmplător, cum era vorba lui, când am plecat, a zis, e, dacă ai să mai vii vreodată, poate ne-am mai întâlnit, dacă nu, măcar la mormă. Am fost în ziua când a murit, că am aflat noaptea, dar de la moartea lui n-am mai fost prin Sfestria, nici n-am avut timp și m-am și mutat cu spovedania la Părintele Iustin, la Petru Vodea. Este tot un bătrân destul de îmbunătățit și bun și cred că n-aș greși dacă aș spune că între el și Părintele Cleopa nu este nicio diferență, decât că Părintele Cleopa a fost un strălucit predicator, dar ca duhovnici sunt egali în puterea spirituală. Adică când cască amândoi gura și spună rugăciunii, Dumnezeu ascultă, pune repede urechea să vadă, de unde vine, asta e de la Iustin, hai să o ascult și să o împlinesc. Așa. Și altceva așa, prea mare filozof eu nu sunt. Îmi ocup tot timpul cu slujba la biserică, cu spovedania credincioșilor. Unii spun că-s prea rău, că le dau canon prea greu, alții spun că-s prea bun, că-l dau prea ușor. Acum, părerea este împărțită. Povestiți-ne puțin de episodul Muntele Athos. Eu am ajuns la Sfântul Munte Athos din întâmplare. N-aș numi eu niciodată virtute. Era o coincidență a unor probleme personale, atât și administrative legate de problema mănăstirii, în care ajunsesem la, să le spunem, mici ispite călugărești sau îmi place mereu să pronunț un cuvânt pe care l-am găsit la un Sfânt Părinte. Zice, călugărul când se roagă este copilul lui Dumnezeu, iar când face voia lui, păpușa dracului. Ei, se pare că în momentul ăla în care am plecat la Sfântul Munte Athos, deopotrivă eram și copilul lui Dumnezeu pentru că mă rugam să nu cumva să fie o greșeală, dar în același timp mi se pare că eram și păpușa dracului în sensul că simțeam nevoia de a face eu treaba asta. Adică era și o pornire la care eu o alimentam și o îngrădeam tot timpul și voiam să se împlinească. Și cum m-am hotărât? Mereu era vorba de un transfer la mănăstirea de Agâța. Și m-a supărat oricum poziția, ca să fiu sincer și corect, pentru că n-au preasfințit în momentul când a deschis mănăstirea Bârnăla, a ținut un discurs în care a spus așa, este o mănăstire nouă începătoare, vă puneți la punct cum vreți, stați în ea, nimeni nu vă deranjează, nu vă are grijă, nimeni nu este împotrivă să vă desfășurați orice slujbă vreți, am pus aceeași rânduială ca la Sihăstria, deci utrenia la miezul nopții, liturghia zilnic, dimineața, vecernia, împărtășania la 40 de zile sau la o lună de zile pentru călugări. Deci era o bună rânduială, nu se putea vorbi de călugări vagabondi. Adică, vreau să spun și asta fără nicio rușine, Bârnova are ucenici foarte buni. Chiar dacă undeva se pare că sună mândrie, eu personal am cel puțin 11 ucenici care i-am spovedit, i-am format și i-am cules din unii și la ora actuală sunt preoți și diaconi. Deci asta pentru mine este o mare realizare, deși sunt un mucos tânăr la 35 de ani. N-am, cum se spune, ca duhovnic niciunul care să se însoare sau să lepe de haina să se ducă în lume. Nu am niciunul care să fi făcut prostii. Știți că pădurii cu uscături există, să fie bețiv din fire, să fie desfrânat sau fumător sau dezordonat, nu.
Eu am fost mai dur. Și cred că de aici am avut întotdeauna poate o leacă de suferit din cauza rigorismului, în sensul că nu e după canoanele călugărești, poate că cu adevărat. Dar eu când călugărul m-a supărat, i-am mai zburat și două palme. Deci am considerat că îi sunt necesare, pentru că mai lesne este să vezi pe un călugăr că plânge pe un fundat inchidia lui că a luat două palme, decât să-l vezi umblând aiurea pe drumuri, derbedeu sau golan sau vagabond. Deci eu folosesc adjectivele astea sau atributivii, pentru că noi știm prea bine cu câte probleme se confruntă unii mănăstiri și mici și mari atunci când călugării sunt lăsați de capul lor. Și fostul stareț de atunci, prieteni foarte buni, pot să o spun de fiecare dată și chiar regret acea prietenie, pentru că noi am ținut unul la altul așa ca frații, eram de o vârstă, nu eram între noi decât câteva luni diferență. Fie că satana s-a băgat ca așa acolo unde sunt cei doi ori cu papucii când au pus dracul și i-a dat baba cu prăjâna, fie că unul vedea cioară, unul vedea porumbel, a părut o mică disensiune, nu știu în ce fond, la urmă urmii care era fondul ei, dar am hotărât să plec și am zis, băi, mă duc să mai elisesc, dar în același timp m-a și frământat tot timpul în suflet, băi, tot să-l aude că a trecut prin Atos, ia să văd și eu ce e Atosul ăla. Era o noutate, adică deja aveam doi ucenici plecați înainte, nu contează numele lor, am alții și mai buni acum care sunt în Atos și mă bucur de ei mai mult, poate ca de aia dinainte. Și m-am rugat într-o zi, mă turam o grada, mănăstirii de frunze. Aici, în Bârnava? În Bârnava. Și am zis așa, ia să văd eu dacă e la Dumnezeu să plec la Sfântul Munte. Deci știam că s-ar putea să-mi iasă nu. Eu când sunt la o îndoială sau la o primejdie și nu știu ce hotărâri să iau, fac acoperământul Maicii Domnului de 3 ori și paraclisul de 12 ori, mă duc, scriu pe un bilet da și pe unul nu, mă duc la Maica Domnului, fac 3 metanii și trag de 3 ori câte un bilet, fără să mă uit care din ele e făcut identic egal. Dacă îmi pică de 2 ori da și odată nu, înseamnă că e da, dacă îmi pică de 2 ori nu, înseamnă că e nu. Sau dacă îmi pică de 3 ori nu, poate mai vine sau de 3 ori da. Întâmplarea au făcut că în momentul când m-am hotărât să merg la Sfântul Munte Athos, au picat de toate 3 dețele da și am zis că nu o să poate. Am simțit că sunt la nouălea cer. Și nimic. Asta se întâmpla. Deci asta se întâmpla la ora 4 când eu măturam ograda, iar seara la ora 10 eu am fost în gară, în Iași, cu bilet spre București, direct la consulatul grec pentru viză. Aveam pașaport făcut, bineînțeles, de vreo câteva luni înainte, dar nu-l folosisem niciodată. Vă închipuiți ce puteam să fac eu, un bet săran din Iași, care habar n-aveam ce e la București, ce e la consulat, din vorbă în vorbă, din întrebare în întrebare, din ușă în ușă, am nimerit și eu pe o stradă lateralnic, de acolo, consulat la rând, consulatul grec. Afară ploua, m-am pus și eu sub o streașmă, dar acum mă luase umilința, ca să zic așa. Și mă gândeam, băi, n-am putut să stau eu în Bârnava să-mi văd de treabă. Ce e motorit pe mine în București? Numai satana m-a scos. Și deodată, cum stăteam acolo sub zidul ăla, închis, nu oameni, nu nimic, era o zi obișnuită de lucru, era marți sau miercuri. Aud deodată acolo o voce de doamnă, Monacos. Noi știi, mă uit, nu o pricepeam, era o doamnă de aia, o grecoaică. Mă cheam acolo sus, cineva vorbea în românești, îi spunea ei nu știu ce, și mă întreabă ce vreau să fac. Și am spus așa, zic, am auzit și eu chestiul Munti Meteora, noi am spus de Sfântul Munti, că știam că pun interdiții și nu de voi. Am auzit chestiul Munti Meteora, zic, și pe noi ne-a vizitat nu de mult, zic, la mănăstire, a fost așa o improvizație. Calinicos de Pireu, este un episcop. Oh, Calinicos de Pireu, ea a exclamat, da. Zice, ok, să aprobă. Și m-a întrebat câte zile vreau. Și am spus, zic, mine ajung 3, 5, 6, că zic, nu am bani mulți. Da, nu îndrăzneam să-i spun care este ideea mea. Și mi-a pus viza într-un sfert de oră. Deci am întrebat dacă trebuie să dau bani, n-a vrut să-mi ia. Și m-am întors înapoi la Iași cu viza, dar n-aveam bani plecat la Sfântul Munte. Și atunci ce-am făcut? Eu eram prieten cu un domn care îl cheamă Humă, fiica lui, doamna Șotropa, este tot o doamnă cu funcții prin Iași, are un băiat prin la prefectură, el este un om care lucrează prin administrația Mitropoliei, ca să spun că era de la Maica Domnului plecarea, pentru că mi-am dat seama după aia perfect că așa am fost. El mă cheamă odată la el și îmi spune, părinte, eu sunt bătrân și am să mor, spovedește-mă, împărtășește-mă și îmi dau o mână de bijuterii din asta, niște inele, niște cercei, toate de aur, și că fă ce vrei cu ele, zice, na, folosește-te cum vrei. Și
știu ce a făcut, bineînțeles că m-am dus și le-am vândut la odiasta, unde se verifică aurul, ce carat are. Și ce credeți că mi-a dat de acolo? Mi-a dat bani $200. Vorbeva ce vreau, bani românești sau dolari? Mi-a dat $200. Și atunci ce am făcut? Am mai lăsat încă un călugăr și și-a pus viza, i-am lăsat lui 100 de dolari, cu 80 a costat drumul și cu 80 m-am dus eu, că atât am costat drumul. Și am plecat cu autocarul Paneras din Iași, fără să deranjez pe nimeni. Seara am făcut o trenă, dimineața am făcut liturghia din noapte, i-am luat 300 în spate și am plecat, fără să știe nimeni. Și când duminica m-au căutat ei de la mitropolie ca să dea ordine sau directive, eu deja eram în Tesalonic, nu mai aveam treabă, eram de acum șerif. Și am ajuns acolo la vapor, eu n-am știut grecește niciodată, dar am întrebat și eu de un grec, schitul prodromul, și el a spus în grecește vorba asta, a putut schiti prodromul? Și am zis, am dat din cap, dar am ținut minte vorba aia. Și când am ajuns acolo pe vapor, deci când se treci pe un dig așa mare, vine vaporul, lasă așa un fel de pod rulant, așa, intră mașini, intră oameni, intră tot. Un domn din ala cu caschete, ce-o fi fost, grec, turc, nu știu, habar nu am, mă întreabă, de amănitiriu? Probabil că a întrebat de unii sunt. Și am repetat și eu atât ascult. A putut schiti prodromul, că atât a ținut să-mi minte de la grecul respectiv, care m-a agățat înainte. Nu ai fi avut eu mutra de grec, dar probabil eu fi părut eu mai serios sau nu știu. Și m-am suit în vapor, m-am pus și eu într-un loc, îmi tremura inima ca furnică, zic, eu știu, vine, te verifică cineva, te dă jos. Și n-am crezut că sunt în Sfântul Munte până ce n-am ajuns, deci să mă sui în autobuzul care mergea de la Dafne spre Careia, că de la Uranopoli se merge cu vapor, am mers cu acționistie. Și în clipa când am ajuns în Careia, de ce să nu recunosc? Mie mi-a plăcut Sfântul Munte, ca peisaj este extraordinar, ca valoare istorică este extraordinar, ca patrimoniu spiritual nu se încape cuvânt de vorbit, deci n-ai ce să vorbești. Adică totul este timiri, ca să spun așa. Dar când am văzut dughenile alea, așa din natură jdovească toate, cu fel de fel de greci, unul timbia, cu lănțișoare, unul cu cutiuți, unul cu cruciuliți, unul cu iconiți, unul cu picturi, da, m-am dus și eu, am văzut o mașină acolo, un nimuc, și am întrebat, a putut schi din prodromul? Eram și eu grec de acolo, știam și eu grecești. Și unul face, ne, hai, urcă, adică mi-a făcut semn să mă sui. Și m-am trezit, lăsat la Mănăstirea Lavra. N-am intrat să mă închin pe nicăieri, cred că sunt cel mai prost român din toți, prin faptul că am stat 6 luni în Sfântul Munte, dar n-am vizitat nicio mănăstire. Deci am stat numai în prodromul, efectiv nu m-a atras. Deci duhul Atosului nu a fost compatibil cu duhul meu. M-am simțit bine, am slujit la praznici împărătești, m-am bucurat, să spun așa, de deosebite, să zic eu, aprecieri sufletească de la Părintele Petroniu, de la Părintele Justinian. N-au avut ce să-mi reproșeze în legat de muncă sau de ce se facea acolo. Am citit cărți din bibliotecă. Dar, în schimb, pot să o spun nu ca o mărturie, ci ca un adevăr. Dacă la ora 4:30 am ajuns în Atos după amiaza, când am călcat pentru prima dată în ograda schiturii prodromul, deja la 6 seara mă gândeam cum să vin acasă și când am să vin. Adică, deja am trecut să pofta. Pentru mine nu era o noutate. Dar am stat acele 6 luni, mai mult și condiționat de anumite probleme personale, dar în același timp am stat că am vrut să văd un pic rostul slujbilor. Și într-adevăr, spre deosebire de slujbile noastre românești, grecii sunt un pic mai hoți. Ei se roagă primii la Dumnezeu noaptea ca să furi darul Duhului Sfânt mai repede decât ceilalți din mănăstirile noastre care fac slujbile ziua. Mai sunt și acum și la noi mănăstiri care păstrează tradiția slujbilor noapte, dar fiind mai mult misionare, adică Siestria, Neamțul, Secu, Petru Vodă, să pun slujbile ziua ca să vină credincioșii și să găsească Sfânta Liturghie și celelalte slujbi pentru îmbogățirea sufletească. Ce pot să remarc, în schimb, legat de schitul prodromul sau așa de Sfântul Munte? Cred că era o liniște pe care n-o meriți. Adică stăteai într-o liniște necompatibilă cu tine. De ce? Poate uneori înăuntru tău erau mai multe talazuri și valuri care te frământau sau griji,
decât starea aia liniștită din jur, când era un fel de natură statică moarte. Dacă ai vrea să iei pe Bacovia, e bun și așa, dar nu era așa, că era verde și frumos totul, că acolo e vegetație bogată. Dacă ar fi să iei pe Minulescu cu Romanța și Lor Trei Corăbini, și asta că nu era numai, era și uscat. Dar era așa un fel de paradis. Eu de multe ori, când stăteam în grădină acolo și lucram la zarzavaturi, că asta era ascultarea mea și la biserică, încercam de multe ori ca să mă omor timpul și spuneam, ei, zic, Adam, ești în grădina raiului, crește-le, cultivă-le, grijește-le, hrănește-le din el și zic, bă, dar prostii că există. Adică încercam să mă omor timpul cu cititul. Am reușit și am citit 25 de cărți în vara aia. Zic că e o realizare. Afară de faptul că îmi făceam psaltirea în fiecare zi și ce am putut să descoper acolo, am descoperit doi părinți foarte buni. Am găsit și colegii noștri la Siestria mai tineri, am dat și de Părintele Petroniu, zic eu, un duhovnic, nu ca duhovnic, pentru că nu știu dacă el spovedea, un părinte moral, nu ai ce să-i reproșez, adică o corectitudine din aia franțuzească sau nemțească, ca să spunem așa. Dar mai mult m-a încântat Părintele Iulian Lazar. Deci ucenica Părintele Cleopa primit în Mănăstirea Siestria, nu știu în ce ani, când Părintele Cleopa era stareț la Siestria. Un duhovnic care acum cred că are vreo 77 sau 78 de ani, dar de o bunătate într-adevăr copilărească, sau dacă am vrea să folosim un termen frumos, ajuns la maturitatea aceea despre care Mântuitorul spunea, din asta fiți ca copiii, nu intrați în Împărăția Dumnezeu. El nu era copil la mine în sensul că era senil, ci era copil la suflet. Un om care nu știa să mâine, un om care nu știa să poarte rău în suflet, un om care știa să fie bun cu fiecare. De exemplu, de multe ori suporta la sinaxe, cum se cheamă acea adunare a obștii Consiliul Duhovnicesc, cum îi zicem noi în România. Sinaxa era alcătuită din acești 6 oameni care discutau probleme din mănăstire, la care el întotdeauna avea ceva de spus. De exemplu, uneori, nu mai avem făină, nu mai avem cutare. De exemplu, el da replica, aia nu trăiește omul numai cu făină și cu cuvântul Dumnezeu. Păi, nu mai avem, nu știu, cutare lucruri, nu mai trebuie cutare. Ei, lasă, hai să ne rugăm, că căutăm Împărăția Dumnezeu și alții să adaugă nouă. Deci el era un om cam rupt, așa cum se spune, de... Bine, asta n-ar însemna că de acum le lăsăm bancă, dar asta prin natura rugăciunii, pentru că el făcea, cred, 8 saltire de zi, el era deja rupt din lumea asta, se pregătea prea bine pentru cealaltă. Despre ceilalți români ai Atosului, cum se spun, mai erau chilii, era lacul, unde l-am cunoscut pe Părintele Isidor, un părinte foarte bun, pe Părintele Paisie Lugojanu, parcă îi spunea, nu știu exact, oricum, sau Sălăjan, un băiat de prin Ardeal, tot un duhovnic foarte bun. După aceea am auzit iarăși de câțiva români buni, un băiat Spiridon la Uchilii, lângă Xiropotam, un pravilist deosebit, doi băieți la Colciu, foarte buni din Mănăstirea Frăsimiei. Era români împânzăți în Sfântul Munte, dar vreau să spun un singur lucru. Noi suntem români oriunde am merge și la propriu și la figurat, adică nu ne pierdem nici identitatea, nici dăramul. Toate erau acei oameni care mai mult preocupați de grija lumească sau mai mult preocupați de grija materială sau mai ruți de realitatea aia loială călugărească. Adică Sfântul Munte te îndemna la Doamne Iisus să forțat, e o vorbă în Sfântul Munte, și că roagă-te să nu te strângi de cap. Adică liniștea aia mormântală era ca un fel de închisoare, era ca un fel de celulă, adică unde ai fi vrut poate să faci ceva, dar prin împrejurare n-aveai cum. Să te duci la birt, nu este, să te duci la plimbare, nu ai unde, să te duci să dormi, n-aveai cum, adică nu era prilejul, adică era timp suficient de somn ca să spui că îți trebuie somn separat. Și pe data de 17 septembrie, deci eu am ajuns acolo în data de 23 aprilie la Sfântul Gheorghe, cum era calendarul vechi, fiindcă ei acolo sunt în ritul vechi. Bine, asta nu dă nicio disensiune, adică e un respect ireproșabil între cele două stiluri, n-are nimeni treabă, deci episcopul de pe nou din Grecia vine slujește în Sfântul Munte pe vechi, ăștia de pe vechi se duc și țin sărbători pe nou în afară. Nu-i harababura asta cu schivismul cum e la noi, adică nu și-au făcut dogme dintre aceste lucruri. Și mai mult decât atâta, deci aici rămăsesem la ideea de
ideea de liniște sau de a face altceva. Deci, pe 17 septembrie m-am întors înapoi acasă. Pentru că, efectiv cât am stat în Sfântul Munte, au zbârnit telefoanele, părinții și să facă încolo, părinții și să facă încoace, părinții și să facă dincolo. Și recunosc una din, eu nu-i spun taine, ci îi spun adevărat. În sensul că eu mi-am dorit și când mi-a pus arhiereul mâna în cap la diaconie, și când mi-a pus mâna în cap la hirotonia în preot, și când mi-a pus foarfica în cap la călugării, Doamne, dăm să am jumătate din înțelepciunea părintelui Cleopa și jumătate din darul duhovniciei de la părintele Paisie. Și Dumnezeu mi-a dat nu câte jumătate, câte un sfert. Și eu sunt mulțumit. Adică asta a fost dorința mea. Și recunosc încă o dată, eu nu sunt om de pustie. Deci mie îmi place să stau în pustie, dar cum, uite, cum stăm acum de vorbă, liniștiți, rămân singur, citesc în ceasloc, citesc o carte, scot niște notițe, mă gândesc, pun o casetă cu o conferință și ascult, să spunem, predica unui erar sau a unui episcop sau a unui preot sau a unui mitropolit sau orice, eu nu fac altceva decât să lucrez la cultura mea generală în zi de zi. Asta fac. Pe mine nu mă interesează. Din orice domeniu pot fura, bag la cap, adică îmi magazinez. De ce? Nici nu vreau să fiu socotit cel mai deștept, dar nici nu vreau să fiu cel mai prost, adică să fiu undeva în calea din mijloc. Și eu am cu ce să-mi acopăr timpul, dar nu mă simt bine atunci când sunt singur, adică efectiv să spun că eu am un timp mort, de acum mă pun și zic 6 ore, Doamne Iisus. Eu pot să spovedesc și să zic Doamne Iisus fără să mă deranjez deloc, sau pot să citesc și să zic Doamne Iisus, sau pot să stau pe pat așa și să mă gândesc sau să ascult ceva și să zic Doamne Iisus. Eu n-am dobândit rugăciunea aia care trebuie să o dobândească Sfință. La mine e un fel de mecanism. S-o dat mintea la Doamne Iisus, exact cum o femeie toacă toată ziua bărbatul ei la cap, băi, fă treaba, adă pâini, cară apă, adă lemn. Adică e devenit un fel de rutină. Ca drept dovadă că nici nu sunt sporit. Dar un lucru care mă bucură sau îmi dă bucurie, ca să spun așa, nu știu ce gândesc alții, eu mă simt foarte bine atunci când am banda. Mă bucur de fiecare dată când pot să fac un bine. Din ce motiv? Mama mea a murit când avea 26 de ani și tatăl meu, fiind ușor ateu, nu ateu, deci prin excelență că ar nega pe Dumnezeu, ea a murit necununată. Și am zis că poate cu fiecare lucru bun pe care îl fac eu în viața asta, Dumnezeu i-a socotit ei ceva din corp. Sau uneori când îți pornit spre o răzbunare, să spunem, sau spre un gând rău, sau spre o faptere, mă opresc din alt motiv. Uneori, nu numai pentru că iubesc pe Dumnezeu, zic, ce-ar zice Dumnezeu, mă, uite ce face copilul tău, tu vrei eu să te ușurez pe tine de munci și el își face de cap. Și atunci aia mă oprește de la anumite păcate în ideea unei conlucrări cu Dumnezeu, adică el să-i facă bine ei, eu făcând bine al lui, că Dumnezeu nu are nevoie de binele meu, dar semenilor, că Isaac Siru și Ioan Scăraru spune, folosul apropiului e roada ta. Ei, ori faptul că se împărtășesc cu oamenii, că se spovedesc, faptul că se îndreaptă, faptul că lasă păcatele, faptul că tineretul caută biserica, faptul că lumea caută să citească, să știți că pe lângă toate celelalte lucruri, ce am vrut să copii, nu sunt un chici, ci vreau să spun copii, am învățat de la Nicodim Mandița, duhovnicul Bacăul, la care scrie foarte multe cărți, are o căruță de cărți scrise, să-i dau oamenilor să citească cultură religioasă. În ce sens? Să-și facă o idee despre Dumnezeu. Adică ortodoxia e așa de frumoasă și lumea nu cunoaște. Lumea trăiește și știe despre ortodoxie ce știm noi despre altă lume. Adică cât știm noi despre astronomie sau cât de puțin ne interesează pe noi, atât știe lumea despre ortodoxie. Adică lumea nu pătrund stainele sfințenii. Lumea uneori e rutinată de rutinate, să spunem, că trebuie să meargă la post, la spovedanie, la împărtășanie, dar devine ceva popular. La un moment dat, ea începe mecanic, adică nu trăiești. Și atunci, ca să trăiască, trebuie să eu îi povestesc când vin la spovedit, anumite frânturi, ne înveți de sfinți, să-i stârnesc curiozitatea sau lucru, deci, sau dorința mea supremă, care este asupra tuturor creștinilor și în special chiar a fiilor duhovnicești care îi spovedesc, este următorul, cum spunea părintele Cleopa, întâi și întâi să nu-și uite duhovnicul la rugăciune, fiindcă duhovnicul fără rugăciunea lor este și el un om mort, în sensul că
oricât ar fi el de duhovnic, este om în cel din tâi lucru și harul lucrează, dar trupul fentează, șofrează, adică te trage la alii trupului. Un al doilea lucru, să nu-și uite rugăciunile, să nu-și uite ritmul spovedaniei și a împărtășaniei și să nu alunece pe căi greșite. Și ceea ce tot le las ca un îndemn, atunci când bat sectarii la ușile lor, să aducă cărți religioase, să ia cât mai multe, cât mai multe să ceară, și odată și de două, și de trei, și de patru, ca în felul acesta să le putem diminua fondul de carte și să-i băgăm la cheltuieli, ca noi le aruncăm sau le dăm foc, deci le distrugem. Dar ca să putem diminua fondul de carte cu care intră din ușă în ușă, din bloc în bloc și caută să distrugă ortodoxia, să-i punem o leacă în derută. Domnule, dar damata, dacă ai luat cărți, nu te dai încă la noi, mai am nevoie să mai studiez, mai adem și altele, când că nu-s convins de doctrina ta. Până o să-i reușim să-i facem falimentari, să ducă singuri. Pentru că undeva, dacă îmi place ceva, iarăși spun, frumos asta, zic eu, ca încheiere, slujba bisericii și slujba țării. Nu-s locuri în care intri când vrei și ieși când vrei. Ori te-ai băgat într-o luptă și lupți până la capăt, adică nu mai cedezi, mergi înainte, fie la tăierea capului ca mucenic, fie la spânzurare sau la ce-o fi rânduit sau un glonț în frunte eventual sau ce-o mai rânduit Dumnezeu, sau atunci cedezi din prima, pentru că undeva Marli Iorga spunea, cel ce nu se pune pe sine jertfă la vremuri de răstriște pentru noroade și pentru semeni, este cel din urmă mișel. Și iarăși undeva scria foarte frumos. Și îmi plăcea pentru străini asta în special, pentru ăștia care vin la noi să ne aducă, dar de fapt cu o mână ni dă și cu două în ea. Dacă au atâția bani și putere, să șadă în țara lor, să nu mai vină să ne chinuiască, că noi ne mulțumim cu sărăcia. Să nu uităm că lui Eminescu nu i-a fost rușine să denunță în poezia aia. Eu mă apăr sărăcia și nevoile și neamul, nu dolarii și mașina, nu limuzina, nu blocul și piscina. Deci, noi ne mulțumim așa, cu mămăligă românească, cu carne de porc prăjită, cu borș de fasole și refuzăm tot ce se cheamă eco și dolari, pentru că românii au zidit țara cu leu și leu este simbolul regelui animalelor și românul este simbolul credinței, adică acest popor este și sfânt, și credincios, și român, și naționalist. Rămânem vă dată. Doamne ajută și la revedere! Fost de rând și încă cu doi părinți de la Petru Vodă care erau acolo de cu stupii și au slujit la noi. Da. Da. Și am spovedit, i-am împărtășit, i-am trimis acasă și s-a terminat sărbătoarea. Și am zis că haide să venim o leacă la Iași să vă vedem. Că într-o zi când eram la Sfânta Liturghie, așa cum stăteam la Sfânta Liturghie, mi-a trecut deodată prin inimă. Zic, mai dacă m-aș duce să-l mai văd pe părinte Cleopa odată, că într-o zi poate... În Tisarion, care e la Ierusalim. Ia uite, măi... Odată am venit, amândoi, în 87. Da, de Vicov. Vicov, de la părintele Popescu, de la Vasile. Da, Vicov de sus. De jos. De sus e Ciprian, de la Panvu. Panvu, da. Da. Ciprian Găinaț, diaconul. Da. Care e sus la Schitul Sihastru, unde a murit bătrânul Panvu. Am auzit că a murit Panvu. Da, a avut ciroză la ficat, cancer la ficat. Da. Tânăr, 44 de ani. Ustașă în Siva și în pădure. Da. Acum, părinte Irineu e foarte bolnav. Irineu a nostru, care a fost aici, e tocmai prin Germania, trebuie să-i facă o operație de inimă și nu-i sigur dacă îi reușește, să tem doctorii. Da, păi am stat cu el la prodromul. Da, acolo la Poiana Seatul, cine-i stare ta? Deodată-i balt, așa, lăsat, un fel de interimar, așa, condus și un băiețel tânăr. Da. Nu-i hotărât încă din înaltul pime. Da, mai cât călugă, da. 7 sau 8. Am auzut că o făcut biserică. Sunt 4. Mai. 4, bisericuța mare, cam cât Sihla, și încă 3 paraclise. Da. O făcut exact ca la prodrom, așa, cu paraclisă pe colțuri, biserica în mijloc și paraclisă în clopotniță. Da. Și 70 de chilii. Ia uite, chilii. 70 de chilii. Un călugăr are 10 chilii. Păcat că a rămas mult în urmă. Când l-au mormântat atâta, el mi-a fost mie
duhovnic în 86 și în 85, după armate. Da, da. Dragul mamei care îți la... Hai că mai văd, ai venit... Băiatule. Da, băiatule. Drumul e noit totul, e ca în oglindă. Ai văzut? Tot, tot, ștoc, ștoc, ștoc la cheie. Dedul Petronu s-a la... Da. E bolnav și el cu picioarele, se mișcă mai greu, așa. O trecut de 80. 84 și 5, așa. Da, așa, da. Are două licențe din Farcaș. Da. Dar i-am fost duhovnic, da, da. Păi l-ați prins în Slatina. Da, da, acolo l-am lăsat sare să mă cunesc când am venit eu. Eu am fost 12 ani jumate sare, ce om mă nățit. Și asta m-am văzut că lucrul 2 de mai, vata m-a găsit și șeric. Și aici am fost 7 ani sare și l-au fost la 5 ani pe zima ta. Și au fost pădurea atâta. S-a făcut un pădurat bordei și ala, în multe Tănășoare. Am fost acum la mormântul lui părintele Dosoftei Moraru, la în 87, el a murit pe 88 sau 89. Eu l-am mărturisit ca astăzi, m-a chemat de mărturisit. Când am plecat la Sfântul Ion, la Suceava, m-a chemat, o numit-o poliție, vorbesc acum. Și el la 3 zile a murit. Era din sat cu patriarhul, este ușit. Da, a fost doctor în teologie. Da, Sfântul Serafim de Sarov a avut lucrarea de licență. Da, 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 s-a dat cu doctor să-i muncă lui de români. Fost în Ardeal, a fost în Cătima. Și părintele Iulian Lazar la Sfântul Munte, tot ușenic de-a Sfinției voastre, ne-a povestit o întâmplare de când erați tânăr. Da, da, da. La un hram, când slujeați la sobor, ați văzut pe un frate pișerdac, cum stătea de vorbă cu o fată. Da. Și a zis că ați intrat așa în jur de ora 11 în chilie și-o pus tăți păturile în cap, nu sufla nimeni. Și numai ați spus, frate Neculai, ia poftește la interval. Da. Fă-ți bagajul, pune carul, zice, cu boi, cu economul și la gura săcului te oprești. O mai ars mănăstirea odată din cauza unora ca tine. Da, da. Ne-a povestit părinte Iulian. Iulian, da. 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 Bună, știți că de cum se cade era ca un prunc. Duhovnic la Sfântul și aici. Am mai la Prodrom. La Prodrom, da. E duhovnicul atâți români din Sfântul Munte. Da, da, cu sara. Iată, Iulian. În fiecare zi citea câte o psaltire și mânca după ora 3. Și făcut bordeia aproape de fiul. M-a dus ne-a arătat bordeia. Mai, sara, câte trebuie. Să trăie și în cale, sara. Da, asta la Prodrom, cât? 6 luni. 6 luni. Da, da, dar de locul natal, de unde? Din Vicov, din Suceava. Din Vicov? Da, păi v-am spus. Când eram stare la Purna, m-am dus la Vicov, părinte Belei, bătrânul. Da, la Vicov de sus, în Laura Centru. Da, da, da. Parcă plânge că predica, iubire, credincioș, cu tare. Da, acum s-a făcut un mare puternic centru sectar acolo. Ai văzut sectar? Îs trei parohii, dar mai bine de jumătate de sat e sectar. Cred că-s piste 1000 de nume ridicate, numai secte. Pentecostali ăștia nenorociți s-au năpădit. Au o casă din asta de adunare de două ori cât e cumenica asta a lui mitropolitul. Mai mare. Auzi. Nebunea. Da, o luat-o aiurea. Am fost la Laura, era un preot, Octavian Sabino, murit, cu foarte bun preot. Am un mal care-i plătuit. Da, da, dai cu minte și ăla n-are, el e a lui cea mai bună parohie, el nu mai are sectare în parohie, eu cam eliminat pe tot. Da, da, la Laura, sara. Părinte Belei când predica, parcă plânge, bătrâne. Eu m-am dus cu doi preoți, doi deacu, de Purna, la hram. Am predicat în biserică și sus, iar am lumea multă, nu încă tot în biserică. Da, da, ne-a ducat. Cu inima cum stați? Vă mai supără? Dragă mamă, am stat o operație. Inima este vită de remație. Dar rinichii vă țin, s-o reparat?
Aici când l-am operat la Iași, la Parma, nu am mai zare. De atunci nu am mai zare. M-am operat de 8 de Gheorghiu. Dar a venit metropolitul la mine, cu Carenicul, zicam, de domnul la mândoi. M-a adus o ladă frumoasă, tare, plină, cu medicamente de germani. S-a donat spitalului Parhon. Și Novac, directorul spitalului de Sănada, dar nu 2 de milioane, sute de milioane. S-a donat spitalului metropolitului. M-am îngrijit cu urma aceea, mamă, mamă, la rezerva numărul 4 am stat. Am avut de aici ajutor, bigetul Iacu, a fost cu mine. Da. V-ați zis că din Vicu vezi, mamă. Da. Da, cu bigetul Iacu. Păi noi am fost trei odată atunci când am venit. Da. A venit Ciprian, da. Vistarion și eu, toți trei. Da, am venit cu unul la Ierusalim, da. Vistarion, a fost tarit la Pojorita, da. Și Ciprian e rămas acolo la Sihastru, la Părintele Pamvu. La Părintele Pamvu. Da, acolo unde a murit. Da. Iezu copii, păi îmi pare bine, dragul mame, că te-am mai văzut. Păi și eu mă bucur că v-am mai știu că tu jăgi, trebuie, de nu, sunt păcătos, iertați-mă. Nu? Fai misiune frumoasă acolo. Așa, acolo a ajuns bine pichetul pe aici. Cât sunteți acum? 14 călugări și cu bucătarul 15. Da. Ce gramă e acolo? Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Dar la tăți sfință mari punem priveghere de toată noaptea. Acum am avut astăzi la nașterea, da, păi am făcut ca la Sfântul Munte, să avem și noi câte una pe lună, cum era pe vremuri în Sestria. Da. Am pus la duminica lui Lazar, la sâmbăta lui Lazar, am pus atunci la ridicarea morților, la duminica floriilor. Da. De acolo am pus la Buna Vestire, de acolo am pus la Sfântul Haralambie. Da. De acolo în ianuarie am pus la Sfântul Teodosie, începătorul vieții de obște, în decembrie la Sfântul Spiridon, în noiembrie la Sfântul Andrei, în octombrie am pus apostolul Andrei, întâi chemat. Eu i-am scris acasă. Da. Deci în fiecare, acum avem de Sfântul Ilie sau de Sfântul Mucenic Tămăduitor Mare Pantelimon, adică încă nu-i hotărâte, să vedem cum spune și starețul, că el nu era acasă. Da. Și în august vrem să o facem de adormirea Maicii Domnului, pentru că fiind mulți șomeri și lumea mai năcăjită, nu prea se duce așa acum cu trenul, cum merea odată. Și atunci vin, de exemplu, azi noapte a fost biserica plină ca la înviere. Cred că a fost peste 200-300 de oameni. Da. Păi am spovedit de sara de la 6 până dimineața la ora 4 aproape. Dar e frumos, adică îți dă așa o atmosferă să zbori. Da, săraca lume, săraca. Și aici... Turda, Clujul... Inundații, da, mai mult de jumătate Transilvanie sub apă, satul mare, partea aia, tot Mureșul avea o lățime de 3 km. Mai. Da, au zis că cea mai mare catastrofă din zonă, la Argeș, au bătut cu niște pietre cât ouă de găină, au străcat toate culturile. Mai. Acolo a oferit mila lui Dumnezeu, e frumos. Nu a mers bine să alcăm oamenii ăsta, ploaie multe. Da. Nu a mers. Că și noi suntem în zonă. Apoi și eu vreau să-mi faceți o dezlegare, să-mi rămână de blagoslovenie, poate o-i pune șeput bun, că pe zi și trea și tot mai rău mă fac. Și să ne-l blagosloviți și pe ușenicul ăsta, să nu-i vii gărgăunii. Domnului să ne rugăm. Hai, stai jos. Domnul Darul Domnului Dumnezeu și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Slăvitul apostol tăi mucenic și antideacul Ștefan, ale Sfântul Marul mucenic George, purtătorul de Mirință, Dimitri, zvărătorul de Mirință,
Teodosiro, Nina se iubașe în nou. A desfințul simțitul mare era Cosmas de mea și de Roma, Cosmas de mea și de NATO. Siri se Ioan, parte de Iemonie, Ermolae, Sartom, Ocea, Negit. Diomita la Deuse, Tribuna, Gabriță, Paravante și Mina. Sare tuturor Sfântul Tămăduitor, fără de azi, cu ale Sfântul Marlu, Mucenit și Dușar. Tecla, Irina, Varvara, Ecaterina, Sevronia, Anastasia, Roma. Și rog să-i parasiva pe Sfântul Tile, Saga, Apia.